În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, într-o bună zi, Domnul Hristos străbătea ulițele unei cetăți, înconjurat ca de obicei de ucenicii săi și de mare mulțime de popor. Și iată că vine în fața lui un bărbat care se numea Iair și care era un demnitar al acelui orășel, era mai marele sinagogii, administrator. Și cade în genunchi și spune: învățătorule, am o fiică numai de 12 ani și pe moarte. Te rog, vino în casa mea. Cu alte cuvinte, el știa care este puterea lui Iisus, că poate vindeca un om chiar dacă e pe moarte. Și Iisus îi spune: bine, am să vin. Dar nu pleacă imediat. Deși după toate aparențele, când cineva e pe moarte, adică este în comă, este un caz de urgență. Cum este la noi, caz de ambulanță, de salvare. Nu stă nimeni pe gânduri. Iisus însă nu se grăbește. Și iată că în acest timp, când era pe drum, o femeie care avea o boală ascunsă, o scurgere de sânge de foarte multă vreme, de 12 ani, și cheltuise toată averea pe la doctor și nu se vindecase, se apropie de el cu credință și pe furiș prin spate doar se atinge de poala veșmântului lui. Iar Iisus își ia răgaz și întreabă: cine s-a atins de mine? Iar ucenicii, noi spunem, este întrebare retorică, păi toată lumea te îmbrunzește și te strânturează că tu mai întrebi cine s-a atins de mine. La care spune: nu, s-a atins cineva de mine. Pentru că am simțit eu că a ieșit putere din mine. Acest este semnul. Și atunci femeia, care a fi vrut să rămână anonimă, repet, și-a dat seama că nu poate să mai rămână ascunsă și a venit în fața lui, a mărturisit public suferința ei și la același timp a mărturisit că de îndată ce s-a atins de poala veșmântului său, ea s-a vindecat, a simțit că este vindecată. La care Iisus îi răspunde: credința ta te-a mântuit, merge în pace. Deci acest eveniment l-a făcut să întârzie un număr de minute. Parcă în adie și-a făcut de vorbă pentru ca să întârzie. Și când în sfârșit se considera că el poate să meargă la casa lui Iair, iată că la acesta vine un servitor de-al său și îi spune: nu-l mai supăra pe învățător, fiica ta a murit. Aceasta seamănă și cu un fel de reproș, adică ai căzut în fața lui Iisus ca să vină imediat să-ți vindece fata și iată că în loc el să se grăbească, el a zăbovit parcă în adânc și fata ta a murit. La care Iisus spune: nu, ce crede doar tu să crezi și totul va fi cu putință. Și merge la casa lui și găsește mulțime multă, vecinii, cunoscuții, veniți că s-a adus vestea pe toată ulița că a murit fata lui Iair. Și aceste o mare tristețe și toți plângeau și jeleau. Era și sigura lui fiică de altfel. Iisus trece printre ei și spune: nu plângeți, fiică n-a murit, ci doarme. Iar ei își dau coate și îl luau nițel în râs, în sensul că, auzi, noi știm bine că a murit, că am văzut-o noi. Și el zice că doarme. Iisus intră în casă, rămâne doar cu părinții fetei și cu trei dintre ucenicii săi, ia copila de mână și spune: copilă, scoară-te! Și ne spune Sfântul Evanghelist Luca că de îndată duhul ei s-a întors și chiar în clipa aceea ea a înviat. Iar Iisus a luat-o de mână, a ridicat-o de pe patul bolii și a dat-o părinților ei, poruncindu-le: dați-i să mănânce. Aceasta este minunea pe care a făcut-o Domnul, dați-i să mănânce în sensul că să știți că învierea lui este reală. Când cineva mănâncă,
înseamnă că prezența Lui nu este o halucinație, nu este o iluzie optică, ci este un adevăr. Să ne gândim că Domnul după înviere, când nu mai avea nevoie să mănânce și să bea, pentru că trupul său, dumnezeit, nu mai avea trebuințe de acest fel, el totuși a mâncat pește fript și fagure de miere în fața ucenicilor săi și împreună cu ei, pentru ca ei să fie credințați că El cel înviat este real și că nu este o arătare, așa cum crezuse la un moment dat Toma. Aceasta este minunea pe care a săvârșit-o Domnul, dragii mei, dar eu, pentru o mai mult înțeles, aș vrea să o pun în paralelă cu o alta. Se știe că orășelul Betania se găsea aproape de Ierusalim, că Domnul făcea dese drumuri spre Ierusalim și de la Ierusalim și avea acolo în Betania o familie de prieteni. Era Lazar și cu cele două surori ale lui, Marta și Maria, despre care se vorbește în mai multe locuri din Sfintele Evanghelii. Erau prieteni buni. Rămânea la ei, dormea la ei, lua masa la ei. Și iată că la un moment dat, în timp ce Iisus se găsea la depărtare cam de două zile de mers de Betania, împreună cu ucenicii săi, cele două surori, Marta și Maria, i-au trimit vorba prin cineva că Lazar e bolnav. Nici acum Domnul nu se grăbește. Și le spune alor săi, e bolnav Lazar, dar boala aceasta nu va fi spre moartea lui. Și rămâne pe loc, nu se mișcă. Mai rămâne două zile pline acolo. După care încă două zile merge și ajunge în Betania. Maria era înăuntru, în casă, cu mulți din Ierusalim și din împrejurimi, care veniseră să o aline în suferința ei, că își pierduse fratele. Iar Marta iese în înălpitarea lui Iisus și ea îi reproșează, învățătorile, dacă ai fi fost tu aici, fratele nostru n-ar fi murit. E tot un reproș. Deci noi știm că tu ai puterea de a vindeca și iată, ți-am trimis vorbă ca să vii și n-ai venit. La care Iisus îi răspunde, toate sunt spre slava lui Dumnezeu, pentru că această boală a fost ca prin trânsa să se arate puterea lui Dumnezeu și puterea Fiului Omului, adică a Fiului lui Dumnezeu, deci a lui Iisus Hristos. Unde este Lazar? Doamne, zice, e mormânt. Deschideți mormântul, adică dați piatra la o parte, cum era la evrei. Și Marta, sfiită, învățătorule, e a patra zi de când a murit și a început să miroase. Deci nu e cazul să mai deschide mormântul, pentru că trupul intrase deja în putrefacție. E prea târziu chiar pentru o minune. Dar Iisus, deschideți mormântul! Și-au deschis, iar El, după ce a luat o legătură intimă cu Părintele Ceresc, mulțumindu-i înainte de a săvârși minunea, pentru că împreună cu Tatăl săvârșea aceste minuni, strigă poruncitor, Lazare, vino afară! Și Lazar, înfășat în juljurii și în feșe, iese, se ridică în picioare și se arată în ușa mormântului. Aceasta este învierea lui Lazar, pe care noi o sărbătorim în sâmbăta lui Lazar, de dinainte de Paști, și care, de fapt, prefigurează învierea Mântuitorului. Iubiții mei, le-am pus pe aceste două în paralelă ca să vedeți că se aseamănă. Iisus este chemat, invitat să vină la un bolnav să-l vindece, iar El nu răspunde nici la una, nici la alta. Mai mult, își face de lucru. Zăbovește în adins, are un calcul în sine, pentru că El le spusese și la ucenicii săi, atunci când El a știut cu Duhul că Lazar murise și le-a spus într-un metalimbaj, adică prin cuvântul pe care El îl înțelegea în sensul adevărat, dar pe care ceilalți nu îl înțelegeau în sensul adevărat. Și le-a spus, Lazar a adormit.
Ei știu că e bolnav și grav bolnav. I-au răspuns, păi dacă a dormit e bine, înseamnă că se va face sănătos. Pentru că somnul împreună cu pofta de mâncare sunt două indicii că un bolnav este pe cale de a se însănătoși. Așadar, el a spus cel bun, acum vă spun că Lazar a murit. A rostit cuvântul adevărat pe care să-l înțeleagă și ei. Dar spunând acestea, deci că a murit, nu s-a grăbit nici de data aceasta. Și mai stat acolo două zile. Dragii mei, trebuie să înțelegem de aici că uneori Dumnezeu își amână răspunsul pe care noi îl cerem, dar o face de dragul nostru, dar și spre lauda Lui. Dacă a fi mers imediat la fiica lui Iair, care era bolnavă, dar încă vie, ar fi vindecat. Și ea și-ar fi continuat să trăiască viața, ca un om sănătos. Dacă ar fi venit la Lazar, pe când acesta încă era viu, oricât de bolnav, l-ar fi vindecat și Lazar și-ar fi continuat viața. Dar Iisus a întârziat să salveze viața pentru ca să poată produce învierea. Pentru că învierea nu se poate produce decât în urma morții. Altfel nu se numește înviere. Ca să arate deci că el puterea are de a învia morții chiar atunci când intră în faza de putrefacție și că prin aceasta el își va prefigura propria sa înviere care a fost și va rămâne cea mai mare minune a lui Iisus. Iubiții mei, și noi suntem suferinți într-un fel sau într-altul, bolnav trupește, sufletește și în virtutea credinței noastre cerem ajutorul lui Dumnezeu. Dar toți am vrea ca să vină repede. Faci rugăciune așa repede, Dumnezeu să te ajute să te faci bine. Și iată că nu te faci bine, trebuie să mai rabi, să iei medicamente, să ai febră, să mergi în spital, eventual să suferi operație, în pazele post-operatorii, să cheltuiești bani. Și Dumnezeu nu vine atunci să te-l chem. Și parcă ești când să-i reproșești lui, Doamne, te chem de atâtea mari de vreme, de atâtea zile și de atâtea săptămâni, poate de atâtea luni. Și tu iată că nu vii, nu-mi dai niciun semn că ai fi sensibil la cererea mea. Iubiții mei, în asemenea cazuri, nu vă descurajați și nu-L mustrați pe Dumnezeu, pentru că, în mod sigur, Dumnezeu știe ce face cu fiecare în parte. Are El un gând. Este mare lucru să vindești pe cineva de o boală, dar și mai important să-L învii. Știi ce înseamnă a-L învia? Practic, a lua viața de la capăt. Îi mai dai omului încă o viață. În loc de una, îi dai două. Lazar avea și o vârstă când a murit. Nu era chiar foarte tânăr. Era un om, să zicem, cam la 30 de ani, credem noi. Ei bine, prin înviere, viața lui a fost mai lungă și mai rodnică decât s-ar fi așteptat. Firește că noi nu așteptăm în vremea noastră să ne învieze Dumnezeu din morți. Însă ni se creează premiza învierii, iubiții mei. Dumnezeu, dacă îngăduie uneori să suferim mai mult decât credem noi că trebuie, ne dă șansa să ne pregătim pentru înviere, adică să putem să ne pocăim de faptele noastre rele pentru ca să putem muri în păcați. Este atât de simplă rezolvarea acestei probleme, atât de simplă. Nouă ni se pare că e complicată de tot, dar așa cum Iisus le adresase părinților fetei de 12 ani o singură poruncă, dați-i să mănânce, atât. Cât e de simplu. Și copilul a mâncat demonstrând că este vie. Eu m-am pus deseori în situația unui creștin ortodox care se găsește față în față cu un sectant venit de undeva, foarte bine pregătit, foarte trecător bărbat, vorbește bine, argumentează perfect și care îmi spune fel de fel de lucruri, că de ce cred eu în cruce, că nu trebuie să cred în cruce, nici în Maica Domnului, nici în Sfinți și așa mai departe. Și l-ascultă aproape fascinată de erudiția lui, de talentul de a vorbi, de argumentația pe care mi-o prezintă. Dar la urmă îi adresez o singură întrebare. Bine, bine, dar dumneata poți să-mi ierți păcatele? Și el se va bâlbui. Păi să vezi că, poate, de ce ia păcatul și iertarea, Dumnezeu îi iartă.
Bine, bine, asta te întreb, poți să-mi ierți păcatele? Păi dacă nu porți, oricât ai fi mata de personaj atrăgător, orice cuvinte frumoase ai mi-ai adresa, dacă nu poți să-mi ierți păcatele, n-am făcut nimic, eu asta vreau în esență. Să îmi petrec restul vieții și să ajung la moarte în păcatul Dumnezeu, cu iertarea păcatelor, ficația sub povara mea pe care o duc și cu care nu vreau să trec dincolo, că de trecut voi trece oricum, toți suntem moritori. Dar ceea ce știu eu este că singurul Dumnezeu are putere de a ierta păcatelor, dar că Dumnezeu Iisus Hristos le-a dat această putere ucenicilor săi, iar ucenicii la rândul lor au transmis această putere urmașilor lor pe care și-au pus mâinile în taina hierotoniei, episcopii și preoții. Și așa, din generație în generație până în ziua de astăzi. Păi eu asta vreau, nu vreau teologie multă, nu vreau să știu foarte multă scriptură, că n-am cum, sunt ocupat. Eu asta vreau de la tine, dacă poți să-mi ierți păcatele, iar dacă nu poți, la revedere, bună ziua, Dumnezeu să-ți dea sănătate, mergi și mai stai de vorbă cu alții, dar nu cu mine. Vedeți că ce cheie simplă ne oferă Dumnezeu pentru rezolvarea acestui probleme. Așa este și cu credința și nădejdea în propria noastră înviere. Dumnezeu nu va face minuni cu noi. Poate să facă când vrea, dar deocamdată nu putem pregătire acest lucru. Dar știm că ne-a făgăduit și ne-a asigurat o înviere, iar până la înviere să lași în împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, Sfântul Apostol Luca este foarte explicit când vorbește de învierea fiului lui Iair. Că de îndată ce Iisus i-a spus, copilă, scoară-te, ne spune Evanghelistul, și Duhul ei s-a întors. Și în chiar clipa aceea i-a înviat. În limbajul Sfintelor Scripturi, Duhul înseamnă și suflet. Nu e vorba de Sfântul Duh, este vorba de suflet, iar sufletul la rândul său are o parte superioară, o sprânceană, un fel de strat de ozon al atmosferei care se numește Duh, partea cea mai nobilă, partea superioară, cea mai frumoasă a sufletului, prin care Duhul omului se pune în legătură cu Duhul Sfânt, în experiența părinților, în experiența mistică zisă, în experiența rugăciunii inimii. De aceea sufletul se numește și Duh. De aceea și Duh, Mântuitorul Hristos pe cruce spune, Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Iar Evanghelistul, în loc să spună că Iisus a murit, spune, iar Iisus și-a dat Duhul, adică nu era viu. Ați dat Duhul, însemnează ați ieșit sufletul. Deci, Duhul este o parte separată de trup. Iar prin moarte, practic această separație se face în sensul că trupul rămâne inert, ca orice materie, iar Duhul sau sufletul este partea spirituală nepaterialnică și nemuritoare. Trupul merge în pământ și putrezește și rămâne acolo până la învierea cea de-apoi, în timp ce sufletul merge în viața de dincolo, în mâinile lui Dumnezeu, care știe ce face cu el după faptele și credința lui. La învierea cea de opște însă se va fi realcătuirea ființei umane în întregul ei. Pentru că împreună trupul și sufletul au păcătuit, împreună s-au pocăit, dacă s-au pocăit, și împreună s-au mântuit. Deci, după înviere, omul va fi realcătuit în integritatea lui, de suflet și trup. Numai că nu sufletul se întoarce la trup, ci trupul se realcătuiește și își caută sufletul. Cum se realcătuiește? Ne-o spune Sfântul Apostol Pavel, prin transfigurare, din materie devine materie duhovnicească, din materie brută. Devine o materie nobilă și transparentă. Se unește cu sufletul care și așa este nobil și transparent, alcătuind ceea ce numește Pavel omul duhovnicesc. Acesta este omul care va învia la judecata de apoi. V-am spus ca să știți acest lucru,
pentru că le cunoaștem din Sfânta Scriptură, sunt adevărul dumnezeiești descoperite prin Sfântul Duh, și ca să fiți tari în credința voastră și să știți că oricărei boli și oricărei morți îl urmează învierea. Și dacă Dumnezeu nu se grăbește așa cum ne grăbim noi, noi să nu-L osănim pe Dumnezeu, pentru că credem în propria noastră înviere. Repet, a muri este o certitudine, singura noastră certitudine, ne place sau nu ne place. Învierea însă este o credință și devine certitudine prin credință, mai mult decât speranță. Această credință, iubiții mei, să vă întărească și să ne întărească. Și în bucuriile noastre, și în suferințele noastre, în păsurile noastre, în necazurile noastre de fiecare zi, dar și în bucuriile noastre. Așa încât rămâneți mai departe tari în credința voastră și rămâneți optimiști. Iisus Hristos a dat biserica, iar biserica este instrumentul pe care noi învățăm, prin care ne mântuim, prin care ne sfințim și prin care vom învia la cea de-a doua judecată, când așteptăm să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.